Doamnelor, domnilor, bun venit în cea de-a doua parte a galei Potcoava de Aur, ediția a patra, seară care adună la un loc pe aceeași scenă voci inconfundabile cu piese care au rămas remarcate pe tot parcursul anului. V-am oferit și în prima parte a acestei gale o serie de surprize. O să vă oferim obligatoriu și în această a doua parte a galei Potcoava de Aur. Dacă mai țineți minte, în debutul primei părți, v-am adus o surpriză, una din interprete care are doar 9 ani. Ei, ce urmează acum e altceva decât vă imaginați. Cea care stă să vină, știu două lucruri. Are 4 ani și e necăsătorită. Plus, a ajuns să cânte cu orchestra de muzică populară Lăutarii pe aceeași scenă. Și e mare lucru. Îmi spunea în culise că vrea să cânte și cântă. Victorița Dorin! Cu aplauze! Victorița Dorin! Ar trebui să o aplaudăm pentru simplu fapt, cel puțin, că a avut putere să țină microfonul în mână. Și o diplomă de onoare top 10 pentru Victorița. Mulțumim frumos pentru această surpriză. Normal, fără tata n-avea cum să o ducă. Vezi că e coadă la intrare la măritat, Victorița.